că nu a transmis niciun mesaj contundent la adresa Occidentului. A transmis mai degrabă un mesaj de mână întinsă Occidentului, sigur în termenii Federației Ruse, să ne facem iluzii, dar un mesaj deschis către Occident, pentru că nici publicului din Federația Rusă nu-i convine, totuși, ca o ruptură cu Occidentul să fie pentru totdeauna. Federația Rusă, sau mă rog, multă populație, mulți din Federația Rusă, au călătorit în Occident și au făcut și fac vacanțele acolo, au conturile în Federația Rusă, au conturile în spațiul occidental, călătoresc și așa mai departe, își trimit copiii la școli în Occident, deci o ruptură radicală cu spațiul occidental, una definitivă, cum ar spune Karaganov, de pildă, e una greu de acceptat pentru publicul din Federația Rusă și acest mesaj a fost, repet, inclusiv îndreptat populației de acolo, nu vrem un război devastator și nu vrem să rupem până la urmă toate punțile cu Occidentul.